Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gherganu și vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată titlurile ediției. Cetățenii Republicii Moldova care stau ilegal pe teritoriul Federației Ruse. Moscova le acordă 20 de zile ca să își legalizeze ședere. În Parlamentul de la Chișinău a răsunat astăzi muzica maestrului Eugen Doga. Marele compozitor a împlinit 80 de ani, iar Parlamentul și TVR Moldova i-au organizat un eveniment aniversar. Încă o grădiniță nou-nouță, încă 42 de copii fericiți. De mărțișor a fost inaugurată la Cărpineni o nouă grădiniță ridicată cu bani din partea Guvernului României. Am așteptat cu toții prima zi de martie și iată că aceasta s-a instalat deja. Calendaristic a venit primăvara, iar mărțișorul este vedetă. Sărbătorim deci mărțișorul, obiectul cu șnur alb și roșu, fiind un simbol al reînnoirii timpului și al renașterii naturii. Mărțișorul nu este doar un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit în alb și roșu. Simbol puternic în tradiția românilor, mărțișorul se poartă ca semn al sosirii primăverii. Legenda spune că un zmeu a răpit o prea frumoasă prințesă, iar un tânăr curajos a reușit să o elibereze. În lupta cu zmeul, eroul popular a fost rănit, iar sângele lui s-a scurs pe zăpadă. În locurile în care omătul s-a topit, au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea cinstește memoria tânărului curajos legând cu o ață două flori, una albă, alta roșie. Culoarea roșie simbolizează dragostea pentru frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă simbolizează ghiocelul, prima floare a primăverii. Mărțișorul are legende în România, Republica Moldova și Bulgaria. Originile sărbătorii nu sunt cunoscute exact, dar prezența sa atât la români cât și la bulgari sub numele de Martenița este considerată ca fiind comună spațiului dacotracic. Cercetări arheologice au scos la iveală amulete vopsite în alb și roșu asemănătoare cu mărțișorul, datând de acum circa 8000 de ani. În vechime, pe data de 1 martie, mărțișorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui. Copiilor și tinerilor, fete și băieți deopotrivă. El se purta până când se arătau semnele de biruință ale primăverii. Se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, vin berzele sau rândunelele. Atunci mărțișorul se lega de un trandafir sau de un pom înflorit ca să ne aducă noroc. Simbolul primăverii rămâne actual și respectat pentru că aduce zâmbet, speranță și puritate. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură va decide în acest an dacă mărțișorul nostru tradițional merită să fie inclus în patrimoniul cultural imaterial al umanității. Ar putea deveni în acel moment al treilea element pe care Republica Moldova l-a promovat în patrimoniul UNESCO împreună cu România, după colindatul în ceata bărbătească și tehnicile de realizare a scoarței. În dosarul mărțișor de la UNESCO sunt 4 țări partenere, România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia, adică principalele state care cunosc această tradiție. Apelăm des la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Republica Moldova se află în topul țărilor cu cele mai multe cereri la CEDO pe cap de locuitor. Ce sume trebuie să plătească statul drept despăgubiri, aflați mai târziu în Telejurnal. Republica Moldova rămâne fără ambasador la Moscova. Excelența sa, Dumitru Braghiș, rămâne fără funcție. Hotărârea a fost luată în această după-amiază în guvern. Proiectul de decizie a fost prezentat în ședința cabinetului de viceministrul de externe, Daniela Morari, dar motivul rechemării nu a fost precizat. Dumitru Braghiș a fost numit ambasador la Moscova pe 27 noiembrie 2015 prin decretul președintelui Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care stau ilegal pe teritoriul Federației Ruse vor putea să își legalizeze șederea. Președintele Igor Dodon spune că Moscova a fost de acord să le ofere un interval de 20 de zile în care să obțină aprobările pentru a trăi și munci acolo.
Președintele Igor Dodon spune că administrația de la Kremlin a aprobat mecanismul de amnistie migrațională. De fapt, este vorba despre o perioadă de grație pentru cei aproape 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care au depășit termenul de ședere pe teritoriul Federației Ruse și se află acolo ilegal. Timp de 20 de zile toți sunt așteptați la birourile teritoriale ale Ministerului Rus de Externe. Nu este clar deocamdată cum își vor legaliza șederea. Cert este că această măsură poate fi aplicată și pentru cei care au interdicție să mai intre în Rusia. 17.500 de cetățeni ai Republicii Moldova, cu încălcări, inclusiv încălcări administrative, în următoarele zile vor putea să intre pe teritoriul Federației Rusie. Astfel de indicații au fost transmise de la Ministerul Afacerilor Interne Federației Rusie către Serviciul de Graniceri al Rusiei. Perioada de amnistie migrațională se va încheia pe 20 martie, iar lista celor peste 17.000 de moldoveni care vor avea acces în Federația Rusă va fi făcută publică. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon spune că mai are o înțelegere cu administrația de la Kremlin ca vinăriile mari din Republica Moldova să revină pe piața rusă. Din cele 13 întreprinderi care au fost experți ruși, cred că până la sfârșitul săptămânii curente sau până la începutul săptămânii viitoare va fi luată o decizie, marea majoritate vor fi acceptate. În următoarele două săptămâni, experții ruși vor veni în vizită la producătorii de fructe și legume din Republica Moldova, care au fost supuși embargoului. Ucrainenii vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană pentru o perioadă de 3 luni la fiecare 6 luni, fie că este vorba despre afaceri sau turism. Prevederea este conținută într-un acord informal privind liberalizarea regimului de vize semnat de reprezentanții Ucrainei și ai Parlamentului și Consiliului European. Acest acord trebuie aprobat de Comisia pentru Libertăți Civile, de Parlamentul European și de Consiliul European. Anterior, statele membre ale UE au revizuit mecanismul de suspendare a vizelor pentru ca acestea să poată fi reintroduse mai ușor în cazuri excepționale. Republica Moldova a obținut un regim liberalizat de vize cu UE în luna aprilie 2014. Intensificarea comerțului cu Uniunea Europeană nu se bazează numai pe hotărârile politice ale autorităților, dar și pe deciziile companiilor și consumatorilor autohtoni. Mai mult, intensificarea comerțului Republicii Moldova cu UE nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice. Acestea sunt concluziile grupului de economiști din cadrul German Economic Team, care consultă Guvernul Republicii Moldova pe chestiuni de politică economică. Declarațiile au fost făcute în urma analizei de impact a implementării zonei de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prezentând rezultatele studiului, experții germani au constatat că tendința de intensificare a comerțului cu Uniunea Europeană a început cu mai mult de 10 ani în urmă, până la semnarea zonei de liber schimb. Datele statistice demonstrează că, începând cu 2004, exporturile moldovenești către Uniunea Europeană au crescut anual în medie cu peste 10%, iar după semnarea acordului, Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova, însumând peste 65% din exporturi. Experții au precizat că intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe decizii politice artificiale, ci pe rezultatele companiilor și consumatorilor autohtoni. În plus, specialiștii germani au punctat că intensificarea comerțului cu Uniunea Europeană nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice. Voldemar Walter, economist și unul dintre autorii analizei, spune că nu este necesar de a alege între comerțul liber cu Rusia sau Uniunea Europeană, deoarece zona de liber schimb este pe deplin compatibilă cu acordul de liber schimb existent cu Federația Rusă. Moldova ar trebui să aibă drept obiectiv asigurarea comerțului liber cu ambele părți. Potrivit experților, îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Federația Rusă și Uniunea Euroasiatică trebuie să constituie un obiectiv legitim al autorităților de la Chișinău, deoarece piața euroasiatică reprezintă 17% din exporturile totale ale Republicii Moldova. Echipa economică germană susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. Prima
Primăvara începe cu Eugen Doga, marele compozitor care a adus faima țării pe toate meridianele, a împlinit astăzi 80 de ani. Parlamentul Republicii Moldova, în colaborare cu TVR Moldova, i-a organizat maestrului un eveniment aniversar. Sala Parlamentului, de cele mai multe ori sumbră și plictisitoare, a căpătat astăzi alte culori. Cu energia și seninătatea sa debordantă, maestrul Eugen Doga le-a oferit deputaților o lecție de modestie și talent. La cei 80 de ani, maestrul a cântat alături de naistul Vasile Iovu pentru toți cei care au venit să-i spună astăzi la mulți ani. Evenimentul aniversar Eugen Doga, 80 de primăveri, a reunit în legislativul țării deputați, miniștri, oameni de artă și de cultură, dar și ambasadori acreditați în Republica Moldova. Cu toții i-au adus maestrului flori, urări de bine și recunoștință pentru faptul că prin muzica sa a vorbit lumii despre Moldova. Creația dumneavoastră, muzica dumneavoastră este acea valoare națională în jurul căreia noi putem să ne consolidăm întreaga națiune, întreaga țară, indiferent de opinie, indiferent de culoare politică. Venind din zona transnistreană, de la Mocra, este iubit acolo, la fel cum este iubit și în Republica Moldova, la fel cum este iubit în România, la fel cum este iubit în Federația Rusă, la Paris, oriunde în Europa. De ce? Pentru că talentul, geniul și frumusețea sufletească a acestui om a făcut ca toată lumea să se îndrăgostească de el. Academia Europeană de Științe și Arte din Viena îi va conferi maestrul Doga titlul de membru al acestei academii, deci Eugen Doga al nostru este în general al lumii întregi. Holul Parlamentului a găzduit astăzi expoziția de fotografii, afișe și publicații din colecția personală a maestrului, dar și din arhiva Academiei de Științe. În Parlament a răsunat muzica maestrului, interpretată de elevii școlii Eugen Doga, dar și de cei ai liceului Ciprian Porumbescu. Vădit emoționat, maestrul a recunoscut că muzica este viața sa. Sunt cel mai fericit din cauza că am muzică. Și eu nu mă chinui, nu chinui vecinii, nu, eu scriu foarte ușor și foarte greu. Eu scriu foarte repede și foarte încet. În dar, maestrul a primit un pian dulce. Creatorul acestui pian a avut atâta inspirație că a reușit și notele la început de vals să le redeie. Băi, în sfârșit mi s-a împlinit visul meu care era către pian alb. Evenimentul aniversar Eugen Doga 80 de primăveri a fost organizat sub patronajul președintelui Parlamentului Andrean Candu. TVR Moldova a fost partener media și a oferit în dar oaspeților lui Eugen Doga CD-ul realizat cu ocazia împlinirii celor 80 de ani de la nașterea compozitorului. Eugen Doga este laureat al Premiului de Stat, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, Academician. În 2014, talentul său inegalabil a fost recunoscut de UNESCO. Valsul Tandra și Gingașa mea fiară a devenit a patra capodoperă muzicală a lumii. Anul 2017 este dedicat compozitorului Eugen Doga. Chișinăul a fost cuprins astăzi de muzica maestrului Eugen Doga. Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la naștere, în numele celebrului compozitor, Poșta Moldovei a lansat și a pus în circulație plicul cu marca fixă Eugen Doga, 80 de ani de la naștere. Pe 1 martie, marele compozitor Eugen Doga împlinește 80 de ani de la naștere. Cu această ocazie, întreprinderea de stat Poșta Moldovei a pus în circulație 10.000 de plicuri personalizate. Prezent la eveniment, compozitorul a ținut să ne reamintească de valorile naționale. Eu cu mare dragoste mă duc oriunde.
și cu mare, știți că undeva cu dureri, puțin din ce mai puțin și mai puțin acasă. Eu foarte prost cunosc Republica. Eu îl voi pune undeva, nu știu unde, am desigur că depozit, din păcate, fiindcă spații nu prea am unde le pune, dar orice ca la loc de vază, din cauza că este un semn foarte frumos. Cei prezenți la eveniment susțin că nașterea lui Eugen Doga este o binecuvântare pentru poporul nostru și pentru cultura muzicală a Republicii Moldova. Asistăm astăzi la unul din evenimentele preconizate de hotărârea de guvern dedicată sărbătoririi aniversării de 80 de ani a maestrului, deci acest plic emis de Poșta Moldovei cu imaginea maestrului. Mie îmi place muzica sa instrumentală, de exemplu piesa pentru acordeon Cascadele Parisului sau În oglinda clipelor. Să ne trăiască, să ne proslăvească în întreaga lume, pentru că noi, generațiile de acum, am crescut pe valsurile dumnealui, am crescut pe muzica dumnealui și sper și sunt sigură că pe această muzică va mai crește încă multe generații viitoare. Muzica lui Doga este îndrăgită de toți, ea ne duce faima în toate colțurile lumii. Tineri sau bătrâni, cu toții recunosc valoarea inestimabilă a compozitorului. Cunoaștem despre domnul Eugen Doga, îl ascultăm și ne mândrim foarte mult că dumnealui ne reprezintă pe noi, pe Republica Moldova și țara în care ne-am născut. La finele evenimentului, Eugen Doga a oferit plicuri cu autografe tuturor celor prezenți. Câștigătorii concursului de eseuri Grigore Vieru, poetul care ne unește, au fost premiați la Muzeul Național de Artă a Moldovei. Oameni de cultură și artă s-au adunat la eveniment pentru a-i felicita pe cei care au dat dovadă de inspirație și originalitate. La concurs au participat 100 de persoane. Eforturile participanților la concursul de eseuri organizat în memoria poetului Gheorghe Vieru au fost răsplătite astăzi. Au fost premiați atât adulții cât și copiii care s-au remarcat prin lucrările lor. De la noi a fost Grigore Vieru în școală. Ei, zic, nu mai cred eu chiar era Grigore Vieru. Dar în ce era îmbrăcat? Ea zice, păi pantaloni erau ca și juchetul. Ei, nu, cealaltă nu era Grigore Vieru. Era Grigore Vieru, cum să nu? Dar cum era nasul lui? Ei, zice, nasul lui era o leacă mare și o leacă îndoit. Zicea că ăsta e Grigore Vieru. Cele două comisii de specialiști au ținut cont în evaluarea lucrărilor de claritatea mesajului, originalitatea expunerii și exprimarea afectivă. Participanții la competiție spun că nu a fost ușor, dar sunt mândri de ce au scris. A fost pentru mine o șansă și pentru asta le mulțumesc organizatorilor, pentru că e una să și toți studiem, învățăm multă teorie, însă să punem în practică și să alegem din mulțimea de critică și de vorbe frumoase, să le alegem pe cele mai alese, cred că este esențial. Acest concurs mi s-a părut foarte greu, deoarece au fost foarte mulți participanți puternici și cu toții au fost pasionați de opera lui Grigore Vieru. Grigore Vieru a fost poetul care a scris despre copilărie, despre mamă și despre patrie. Versurile lui au fost puse deseori pe note muzicale. În percepția celor care îl iubesc, Vieru este viu prin veșnicia poeziilor sale și prin intensitatea emoțiilor pe care le-a transmis prin vers. Concursul s-a desfășurat pe 14 februarie, ziua în care a fost marcată nașterea poetului. Republica Moldova va primi în continuare sprijin din partea experților Comisiei de la Veneția. Promisiunea vine din partea șefului organismului aflat astăzi la Chișinău. Amănunte imediat în telejurnal. Încă o grădiniță nou-nouță, încă 42 de copii fericiți. La Cărpinene a fost inaugurată o instituție preșcolară redeschisă cu bani de la guvernul român. Grădinița din Raionul Hâncești este doar una dintre cele peste 800 de grădinițe din Moldova, renovate cu sprijinul financiar al României.
Mai bine de două decenii au trebuit să treacă pentru ca grădinița Lăpușnița din satul Cărpineni să fie ridicată din ruine și să devină o instituție funcțională la standarde europene. Aproape 3 milioane de lei s-au investit în modernizarea educației copiilor din această localitate. 16 ani noi nu am avut grădiniță în acest loc, adică zona asta nu era acoperită de nicio grădiniță. Copiii trebuiau să frecventeze grădinița făcând naveta de 7 km. Ambasadorul României la Chișinău a precizat că statul român va continua să sprijine educația preșcolară din Republica Moldova. Mă bucur să văd că investiția pe care Guvernul României o face în viitorul acestei țări este una care produce rezultate. Aceasta este una din cele 832 de grădinițe finanțate deja din granturile furnizate de Guvernul României. În astfel de investiții să oferim un viitor mai bun și o speranță tuturor. Tot ce vedeți este construit acum recent, pornind de la pereți, acoperiș, sisteme de încălzire, echipamentul. Noi avem speranța că în acest an o bună parte, circa 80% din această sumă de 3 milioane să fie administrată deja în anul acesta și să aducă impact și bucurie. Și cum inaugurarea a coincis cu prima zi de primăvară, ambasadorul le-a povestit copiilor legenda mărțișorului. Jurul acesta care este tot timpul împletit a început să învărie în alb și roșu, pentru că albul simbolizează dragostea, roșu simbolizează curajul, simbolizează sângele. Și în viață este întotdeauna important să ai parte atât de dragoste, dar și de curaj. Ulterior, micuții și-au pus creativitatea la lucru și au creat felicitări pentru mame. Oficialii au contribuit și ei. Pentru renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, guvernul de la București a alocat 26 de milioane de euro în două tranșe. România a virat încă 3 milioane de euro, bani alocați pentru modernizarea altor 80 de grădinițe. Apel pentru salvare de vieți. Astăzi în Republica Moldova, Ministrul Sănătății a dat startul unei campanii de donare de sânge. Tradițional, în prima zi de primăvară, oamenii sunt chemați să facă o faptă bună. Cei care au donat o picătură de viață au primit în schimb un mărțișor. Startul donării de sânge a fost dat de la primele ore ale dimineții de către ministrul sănătății Ruxanda Glavan. A venit în speranța că sângele care l-a donat va salva alte vieți. Gestul șefei de la sănătate i-a impresionat pe oamenii care se aflau în sala de transfuzie a sângelui. Odată sânge lângă un ministru a sănătății? Nu, lângă un ministru nu, cred că e un caz istoric. Pentru mine, totuși lângă ministru, eu chiar am vrut să fac o poză. Și dorința i s-a îndeplinit în scurt timp, ba mai mult decât își dorea. Mulțumesc că sunteți voluntari și faceți donații. Suntem un exemplu bun, zic, pentru alții. Astăzi, da. Bun, s-a primit poza? Da? Mă simt foarte bine, nu este nimic stresant, nimic dificil. Vreau să spun că nu este pentru prima oară când donez sânge voluntar. Adevărul este că am făcut-o atunci când eram studentă mai frecvent. Pe lângă pachetul alimentar am primit și un mărțișor și certificatul de care atestă faptul că sunt un donator voluntar. Am mai primit și eliberare de la serviciu pe două zile, dar nu îmi pot permite, așa că trebuie să mergem la muncă. Sângele nu poate fi cumpărat, nu poate fi produs. El este un element foarte necesar pentru salvarea vieții, care pot fi doar donat de alte persoane. Stocul de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui este suficient pentru a face față unei urgențe sau calamități, dar și pentru a asigura buna funcționare a spitalelor din țară, dau asigurări responsabilii. Cu un act de identitate ne prezentăm la orice punct de colectare a sângelui din țară. Fiind acceptat la donare, vom dona o unitate de sânge, ceea ce este într-o doză fiziologic normală pentru organism și este suportat bine de organismul nostru. Chiar o plăcere, primesc din donație de sânge când donez sânge. Fac un bine și pentru mine și pentru cei din jur. Ați mai venit până acum să donați? Încă nu, prima dată. Aveți emoții? Ulea că sunt. Anul trecut, în Republica Moldova, peste 80.000 de oameni au donat sânge benevol.
Una spune Ministerul Sănătății și alta face Compania Națională de Asigurări în Medicină. Deși Ministerul a anunțat că pacienții pot să-și schimbe medicul de familie în orice perioadă a anului, pagina web a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină arată că această schimbare se poate face doar pe parcursul a 2 luni din an. Pe site-ul oficial al CNAM s-a strecurat o eroare. Este indicat că un bolnav își poate alege medicul de familie numai în perioada 1 septembrie-31 octombrie. Contactați de TVR Moldova, responsabili de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, ne-au îndemnat să citim comunicatul de presă emis de ei în data de 27 ianuarie, adică în aceeași zi când s-a introdus schimbarea în sistem. Un comunicat de presă a fost plasat în rubrica Noutăți pe data de 27 ianuarie 2017, când a intrat în vigoare noul regulament privind înregistrarea la medicul de familie, acesta fiind transmis și prin e-mail în mass media. Informația din web, serviciul verificare a înregistrării la medicul de familie, va fi actualizată. Republica Moldova se află în topul țărilor cu cele mai multe cereri înregistrate la CEDO pe cap de locuitor. În plus, este obligată să achite milioane de lei cetățenilor în temeiul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Datele cu statistica pe 2016 au fost recent date publicității. Din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei, Republica Moldova se află pe locul 7, cu 838 de cereri adresate instanței europene. Este o descreștere față de anii precedenți, explicată de specialiști prin declinul popularității Curții Europene, care ar fi respins fără o motivare explicită aproape 8500 de cereri ale cetățenilor moldoveni. La 31 decembrie 2016, 1283 de cereri ale cetățenilor moldoveni așteptau să fie examinate. Peste 1000 dintre acestea au șanse mari de succes. Acest număr este mai mare decât numărul total de cereri în baza cărora Republica Moldova a fost condamnată în ultimii 20 de ani. Până la 31 decembrie 2016, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat 339 de hotărâri, dintre care 23 în anul 2016. După numărul hotărârilor, Republica Moldova devansează Germania, Spania sau Olanda. Specialiștii care au întocmit raportul spun că principalele violări ale drepturilor omului în Republica Moldova sunt neexecutarea hotărârilor judecătorești, anchetarea neadecvată a maltratărilor și deceselor, detenția în condiții proaste, maltratarea și recurgerea la forța excesivă de către poliție. Pentru hotărârile și deciziile pronunțate până la 31 decembrie 2016, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste 16 milioane de euro, dintre care peste 230 de mii doar anul trecut. Suma este mai mare decât bugetul total al instanțelor judecătorești pentru anul 2015. Produsele alterate și condițiile insalubre nu au dispărut din grădinițe nici după scandalul de acum câteva luni. Premierul Pavel Filip a inspectat astăzi o grădiniță din Chișinău, unde a găsit ouă expirate, resturi ținute la un loc cu produsele care urmau să ajungă pe masa copiilor, dar și praf de un deget. Se clatină scaunele responsabililor, spune premierul. Un bărbat s-a plâns azi premierului. Copilul său s-a intoxicat din nou la grădiniță. Șeful executivului a decis să-l însoțească și să verifice personal grădinița. A mers direct în bucătărie, iar acolo s-a convins că plângerea părintelui îngrijorat era întemeiată. A mers personal la depozit, ouă cu termen expirat. În frigiderii unde trebuie să fie păstrate lactatele împreună cu ele stă și carnea și resturi care au fost... Deja au rămas după ce a fost pregătită masa. Merele care urmau să ajungă pe mesele copiilor sunt departe de cele care îi sunt prezentate premierului la lansarea proiectelor în agricultură. Filip a venit cu un măr la guvern. Era pentru ministrul agriculturii. Vreau să vă spun, domnul ministru Grama, că merele, am luat unul de acolo chiar, sunt departe de cele care le vedem atunci când lăsăm proiecte împreună cu USAID de investiții în levezi. Investiții în echipamente moderne. Cei care se fac vinovați vor răspunde cu funcția, amenință premierul. Ministerul Sănătății și cel al Agriculturii au o săptămână la dispoziție să vină cu modificări de lege, astfel încât să fie instaurată o supraveghere strictă în ceea ce privește alimentația copiilor din grădinițe. În plus, toate grădinițele din țară vor fi verificate. La sfârșitul lunii noiembrie, Centrul Național Anticorupție anunța reținere în masă într-un dosar pur și simplu revoltător. Mai mulți agenți economici au mituit funcționarii de la primărie și șef de grădiniță ca să livreze produse alterate. Pe mesele copiilor ajungea pește infectat și carne, legume și fructe alterate. Cu astfel de produse au fost hrăniți copiii din 20 de grădinițe din Chișinău. Ancheta în acest caz nu are încă o finalitate.
Un raport șocant despre drama copiilor refugiați din Africa a fost dat publicității de UNICEF. Documentul arată realitatea crudă din centrele de detenție din Libia. Statul african este principala poartă spre Europa, pe care însă unii dintre acei copii de cele mai multe ori trec singuri. Călătoria mortală a copiilor este titlul raportului UNICEF, potrivit căruia anul trecut aproximativ 26.000 de copii au traversat Marea Mediterană din Libia spre Italia. Aproape 90% dintre ei au făcut această călătorie neînsoțiți. Pericolul pe mare nu este însă singurul. În centrele de refugiați din Libia, copiii sunt ținuți în condiții inumane, fără apă și mâncare, și sunt de multe ori bătuți și violați. We are treating like chickens. It's like people who I don't know how to call this place. It's not good. Very dangerous. They used to beat us. They used to flog us. They don't give us good food. Anytime they come to where we to our room, they used to beat us. They flog us. They take us as if we are slaves. They don't even think we are human being like them. They used to flog us with a pipe. Iar în restul timpului, cei mai mulți sunt forțați să muncească sau să se prostitueze. Aceste centre conduse de milițiile libiene sunt de fapt lagăre de muncă forțată și închisori improvizate, se arată în raportul UNICEF. Unii copii sunt ținuți ostatici pentru că fie părinții le-au murit, fie nu au bani să plătească restul călătoriei până în Europa. În Libia au fost identificate 34 de centre în care sunt ținuți între 4 și 7 mii de refugiați. Anul trecut, peste 4.500 de oameni s-au necat în apele mediterane, în drumul din Libia spre Italia. 700 erau copii. Premierul Sorin Grindeanu reafirmă angajamentul României de a lupta împotriva violenței asupra copilului prin asumarea rolului de țară campioană în cadrul parteneriatului global Opriți violența împotriva copiilor. Prim-ministrul României își exprimă susținerea pentru campania de informare și de conștientizare împotriva violenței, exploatării și abuzului împotriva copiilor în societate, derulată în parteneriat cu UNICEF. Este responsabilitatea noastră să luăm atitudine împotriva violenței, exploatării și abuzului, indiferent de forma pe care acestea le îmbracă. Trebuie să ne creștem copiii într-un mediu sigur și lipsit de violență, a spus premierul Sorin Grindeanu. Evenimentul de lansare în România a parteneriatului global Opriți violența împotriva copiilor va avea loc mâine la Palatul Victoria din București. Un incident armat a tulburat un eveniment la care participa președintele François Hollande. Un lunetist al jandarmeriei a tras un foc accidental. Două persoane au fost rănite și au primit ajutorul echipelor medicale. Președintele Hollande, care inaugura linia feroviară de mare viteză Tours-Bordeaux, nu a fost vizat de vreun atac. Parada carelor alegorice din Alabama a fost perturbată de un incident. 12 membri ai unei fanfare au fost răniți după ce o mașină a intrat în plin în mulțime. 4 victime sunt în stare critică. Un bărbat de 73 de ani a accelerat brusc din motive necunoscute și a lovit orchestra unui colegiu. La fața locului au fost deplasate numeroase echipaje de intervenție. Parada a fost anulată de autorități. Președintele american a ținut primul său discurs în Congres, unde era așteptat cu detalii despre bugetul pe care îl pregătește noua administrație. Donald Trump a dat însă mai degrabă câteva linii directoare și a promis o nouă eră de măreție americană. Președintele american a primit cele mai mari aplauze atunci când a făcut apel la Congres să respingă așa numitul Obamacare, planul predecesorului său de reformare a sistemului de asigurări medicale. În Statele Unite, majoritatea asigurărilor medicale sunt private, dar asta înseamnă că pentru mulți americani sunt prea scumpe. Mandating every American to buy government-approved health insurance was never the right solution for our country. The way to make health insurance available to everyone is to lower the cost.
cost of health insurance. Trump a spus că va cere Congresului să aprobe o legislație care va porni investiții de mii de miliarde de dolari pentru infrastructura din Statele Unite, finanțate cu ajutorul capitalurilor publice și private, și va crea milioane de locuri de muncă. El a deplâns acțiunile autorităților americane ale ultimelor decenii, care au finanțat proiecte în alte state, dar au amânat rezolvarea problemelor de acasă. A new chapter of American greatness is now beginning. A new national pride is sweeping across our nation, and a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp. Republicanii l-au aplaudat pe președinte. Opoziția democrată însă deloc. Chiar au glumit la multe dintre remarcile șefului statului, pe care le consideră fantasmagorice. Două femei au fost inculpate în Malaezia pentru asasinarea unui cetățean nord-corean despre care se crede că a fost fratele liderului de la Fenian. Cele două suspecte au fost aduse la tribunal cu veste antiglonți de teamă că ar putea fi ele însele victimele unui atentat. Cele două inculpate au fost filmate pentru prima oară, iar autoritățile maleziene nu au dat decât câteva detalii despre ele. Ambele încercau să răzbească în Malaezia. Una are 28 de ani și este vietnameză, se prezenta pe Facebook drept angajată în divertisment și participase la un moment dat la un concurs de talente. Cealaltă are 25 de ani, este cetățean indonezian și lucra la un salon de masaj. Ambele își neagă vinovăția. The gang elder is against the police and against any potential witnesses to refrain from making public statements that have a tendency to incriminate her or have a tendency to compromise on her defense. Okay. We made this order, we made this application because we want to protect her right to a fair trial. Cele două femei susțin că înainte de atentat li s-a spus că or să fie implicate într-o farsă difuzată la televizor. Pe aeroportul din Kuala Lumpur, una dintre ele l-a dat pe față pe Kim Jong-nam cu o bucată de material, îmbibată însă cu cea mai toxică armă chimică de pe planetă, așa numitul agent VX. Nam a murit într-un sfert de oră. Coreea de Nord nu recunoaște că victima a fost fratele vitreg al liderului Kim Jong-un, ci doar că este vorba despre un conațional cu pașaport diplomatic. Autoritățile maleziene încearcă acum să-i stabilească oficial identitatea, dar fenianul se opune autopsiei sau testelor ADN. Hobbiții există, nu sunt doar produsul imaginației scriitorilor. În Rusia trăiește un pusnic adaptat la tehnologiile moderne. Îl puteți vedea mai târziu în telejurnal. Reformarea codului electoral al Republicii Moldova a fost subiectul principal discutat astăzi de șeful legislativului Adrian Candu cu președintele Comisiei de la Veneția. Autoritățile de la Chișinău au spus care le sunt planurile și, în schimb, au primit asigurări că vor beneficia în continuare de analiza de la experții Comisiei de la Veneția. Începând de la votul din diasporă, votul în Transnistria, votul în regiunea Găgăuze, vorbim despre integritatea candidaților, vorbim despre credibilitatea partidelor politice sau a concurenților electorali. Toate trebuie luate în considerare. Menirea unei expertize și a consultației cu Comisia de la Veneția este de a găsi cea mai bună experiență și cel mai bun sistem pentru Republica Moldova. Ce drept înainte de a se apuca de lucru, experții Comisiei de la Veneția îndeamnă autoritățile să țină cont de trei condiții. First, that any modification of the electoral law must be done at least one year before the next elections, so the Venice Commission doesn't interfere in the choice of the electoral system. Cea de-a doua condiție este să fie creată o platformă largă de dezbateri cu autoritățile, politicienii și societatea civilă. Iar a treia condiție este ca reforma să fie adoptată în cel mai larg consens politic. Oficialii nu au putut să treacă cu vederea solicitarea de ieri a lui Igor Dodon de a deține mai multă putere, astfel încât să poată dizolva Parlamentul. In the first field, in sense, in the concerning the conditions for dissolving the parliament, this is a question of checks and balances, and the Venice Commission will be ready to work with the president and the parliament and the government, the three main authorities in country, in order to find the best solutions. Comisia de la Veneția încă va mai avea de lucru mult pe tot ceea ce ține reformele de Republica Moldova, deși dumneavoastră ați spus deja că suntem un client fidel
al Comisiei de la Veneția. Autoritățile de la Chișinău au solicitat anterior Comisiei de la Veneția să expertizeze mai multe proiecte precum reforma justiției și legea procuraturii. Maestrul Eugen Doga, care împlinește astăzi 80 de ani, a fost dimineață întâmpinat pe aeroportul internațional Chișinău de primarul Dorin Chirtoacă. Despre aceasta, dar și alte informații în știrile pe scurt. Un depozit clandestin cu băuturi alcoolice tare a fost descoperit de polițiști în apropierea pieței centrale. Produsele alcoolice cu semne evidente de falsificare erau comercializate în stradă de către o femeie de 37 de ani, iar responsabil de depozitare și transportarea băuturilor era un bărbat de 32 de ani. Polițiștii au confiscat 180 de sticle fără timbre și fără acte de calitate și proveniență. Aceștia riscă, potrivit legislației, o amendă de 10.000 de lei. Maestrul Eugen Doga, care împlinește astăzi 80 de ani, a fost întâmpinat pe aeroportul internațional Chișinău de primarul Dorin Chirtoacă, dar și de zeci de oameni care au ținut să-i pună un mărțișor în piept și să-i ureze un sincer la mulți ani. Tot astăzi, angajații primăriei Chișinău au împărțit trecătorilor mărțișoare în fața instituției în cadrul evenimentului 80 de mărțișoare ale maestrului Doga, iar autoritățile au lansat plicul timbrat Eugen Doga 80 de ani de la naștere. Pavel Filip a reiterat angajamentul guvernului de a continua dialogul cu partenerii de dezvoltare în vederea valorificării eficiente a portofoliului de proiecte de infrastructură, precum și de extinderea parteneriatului pentru viitor. Premierul a solicitat ministerelor vizate să prezinte până la finele acestei luni un plan de măsuri privind eliminarea deficiențelor existente în implementarea proiectelor investiționale. Reprezentanții UE, BERD și BI au venit cu recomandări referitoare la aplicarea proiectelor, subliniind că gestionarea corectă și profesionistă, dar și asigurarea transparenței procesului contribuie nemijlocit la valorificarea asistenței investiționale. A trecut deja un sfert de veac de la sângeroasele lupte pentru independența și suveranitate de pe malul Nistrului. Sute de oameni au murit pentru un ideal, iar mâine, 2 martie, TVR Moldova le dedică eroilor o serie de emisiuni speciale. Pe 2 martie 1992, Nistrul se transforma într-o graniță de foc. După 25 de ani, în ziua memoriei, TVR Moldova face un tur istoric printre amintiri, mărturii și adevăr. La ora 10, într-o ediție specială, cinstim eroii care au căzut pe câmpul de luptă. La ora 17, la Obiectiv Comun, îi cunoaștem pe cei care au scris istoria Republicii Moldova. Iar la ora 19, la Punctul pe azi, căutăm răspunsuri pentru drama unei națiuni. Joi, ziua memoriei, trezește conștiințe. La TVR Moldova. Depănăm amintirile din copilărie și trecem în revistă personajele din opera bunicului din Humulești. Astăzi îl sărbătorim pe Ion Creangă, cel mai mare povestitor al românilor. În memoria lui, Institutul Cultural Român a vernisat la Liceul Prometeu din Chișinău expoziția Ion Creangă și lumea personajelor sale. Expoziția conține fotografii, date biografice, fragmente din operă, cele mai reușite reprezentări grafice ale personajelor lui Ion Creangă și aprecieri ale criticilor. Am avut grijă să dăm și cele mai importante referințe critice a celor deja vreo 6 generații de critici literari care s-au succedat în posteritatea lui Ion Creangă. Important este că opera crengeană rezistă la fel de interpretări, rămâne mereu actuală, iar Creangă este unul dintre cei mai citiți scriitori în limba română de poporul român și unul dintre cei mai traduși scriitori ai noștri în limbile străine. Ulterior, elevii au asistat la o prelegere Ion Creangă, repere ale vieții și operei. Strănepoata scriitorului, preoteasă Olguța Creangă Caia, aflată zilele acestea la Chișinău, a venit cu daruri pentru Liceul Prometeu, un set de cărți religioase. Donația vine după ce, acum un an, biserica l-a repus pe Ion Creangă în rangul de diacon. Dacă Ion Creangă ar coborî aici acum cu adevărat, deci ar vorbi, cred că v-ar spune, dragi copii, fetițelor le-a spune, fiți precum fata moșneagului. Băieților, cred că le-ar spune, fiți
precum Iedul cel Mic, în datorie sfântă de neam și țară și de Ion Creangă, am început o colecție, colecția Copilăria Copilului Creștin. Și v-am adus deci, câteva cărți. În Rusia există o replică reală a hobiților din romanele fantastice. La câteva zeci de kilometri de Moscova trăiește un pusnic adaptat la tehnologia modernă. Liviu Iurea l-a găsit pe hobitul din Rusia și a făcut o vizită în locuința sa de sub pământ. Hello, I'm Russian Hobbit. Welcome to Russia. Numele lui este Iura. L-am întâlnit prima dată în urmă cu câteva săptămâni și ne-a rugat când avem timp să îi facem o vizită. În sfârșit am ajuns la locuința lui Iura. Este impropriu să-i spui locuință. De fapt, este un bordei săpat în pământ. Să vedem acum dacă îl și găsim acasă pe Iura. Hello! Hello! De profesie programator, Iura a lucrat la un birou de avocatură. Acum 4 ani și-a dat seama că nu îi place ceea ce face, așa că a renunțat la serviciu, dar a și plecat de acasă. То есть я подумал, с одной стороны, ну не может быть такого, чтобы в 21 веке человек не мог найти себе место, где он может, не работая, иметь крышу над головой. S-a instalat într-o pădure la 110 km de Moscova. Cu timpul și-a amenajat un adăpost, așa cum a văzut în filmele cu hobiți. Are un singur companion, un iepure alb pe nume Petrușca. Присутствую во многих социальных сетях. К тому же я занимаюсь буккроссингом, то есть это всемирная библиотека буккроссинга, регистрирую книги на сайте. Iura este la curent cu tot ce se petrece în Rusia și în lume. Nu face politică, dar simpatizează opoziția. La prezidențialele de anul viitor, Iura va vota cu Alexei Navalny. В демократической стране принцип политической сменяемости власти, он в основе лежит. De 4 ani de când stă departe de lume, Iura s-a învățat să trăiască autonom. Are și curent electric de la câteva panouri solare. Да нет солнца, тогда есть немножко солнца, чуть-чуть через тучи, ну и генератор бензиновый, конечно же. Nu a refuzat pe nimeni din cei care doreau să-l viziteze. Toți cei care îi calcă pragul sunt serviți cu ceai sau cafea făcute pe jarul de la plită. Telejurnalul continuă cu datele despre cotațiile valutare pentru mâine. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu principalele valute de referință. Banca Națională a stabilit pentru mâine 2 martie un curs oficial pentru un dolar de 19 lei și 95 de bani, cu 3 bani mai puțin față de astăzi. Euro se ieftinește cu 15 bani și valorează 21 de lei și 2 bani. Valoarea leului românesc scade cu 3 bani și este de 4 lei și 65 de bani. Hrivna ucrainană și rubla rusească își păstrează valoarea și vor fi cotate mâine la 73, respectiv 34 de bani. Lotul național de atletism, cel mai puțin numeros din istoria participărilor României, a plecat astăzi la europenele de sală de la Belgrad, printre sportivi și vicecampionul mondial de la greutate, Andrei Gag. Andrei Gag și-a revenit după accidentarea de la mână și este printre favoriții la o medalie la campionatele europene de sală de la Belgrad. Toată lumea vrea să câștige, să câștigăm, să luăm medalii. Sperăm să facem cât mai bun rezultat și să venim cât mai în față. Andreea Panțuroiu deține cea mai bună performanță europeană la triplu salt cu 14.33. Sunt foarte motivată, mai motivată ca niciodată și sunt sigură că o să fie bine. Ștafeta medaliată cu bronz la Portland lipsește de la europene, unde participă doar primele 6 echipe cu cel mai bun timp. Ușor accidentată, Bianca Răzor aleargă la 400 de metri. Din păcate nu sunt la valoarea mea. Am avut o accidentare în decembrie și am stat toată luna decembrie. Am început pregătirea de puțin timp, dar o să dau tot ce pot acolo. Rezultate promițătoare pentru echipa de Formula 1 Ferrari, care a încheiat pe primul loc a doua zi de teste derulate pe circuitul de la Montmelo. Performanța a aparținut veteranului finlandez Kimi Raikkonen. Campionul mondial al Formulei 1 din 2007, finlandezul Kimi Raikkonen, a obținut cel mai bun rezultat de până acum alerei hibride, oprind cronometrul la 1 minut 20 de secunde și 960 de miimi. El a fost mai rapid decât Lewis Hamilton, ambii concurând pe pneuri soft, respectiv super soft, în cazul britanicului.
Ultima poziție din top 3 a aparținut adolescentului Max Verstappen, olandezul de la Red Bull, concurând pe bolidul RB13 în configurație low drag, fără apendice aerodinamice. Pe lângă rezultatele sportive de pe circuitul catalan, în culisele Formulei 1 mocnește un scandal în privința legalității suspensiei utilizate de Red Bull la monopostul pregătit pentru sezonul 2017. Prognoza meteorologilor acum în rubrica Meteo. Bun găsit! În Republica Moldova vremea va fi ușor instabilă. În această noapte va ploua slab în toată țara, iar temperatura nu va trece de 6 grade Celsius. În Chișinău vor fi 5 grade cu plus, iar mâine cerul va fi mai mult noros, iar maximele se vor încadra între 9 și 13 grade Celsius. În capitala Republicii vor fi 11 grade la amiază, iar în România vremea va fi caldă, deși temperatura aerului va marca o ușoară scădere în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra așadar între 7 și 16 grade. Atât deocamdată o seară cât mai frumoasă. Doamnelor, domnilor, după telejurnal rămâneți pe TVR Moldova pentru emisiunea Punctul pe azi. Acum aflăm de la colegul meu Vasile Munteanu care este subiectul de astăzi. Bună seara, Vasile! Bună seara, Dorina! Bună seara, doamnelor, domnilor! În această seară discutăm cu experții economici Sergiu Gaibu și Victor Ciobanu. Ne vom referi la cele 50 de milioane de euro ajunși deja pe conturile Ministerului Finanțelor, transferați de guvernul de la București. Bani care au ajuns la Chișinău exact în ziua în care în Republica Moldova și încheia vizita de evaluare o misiune a Fondului Monetar Internațional. Prin urmare, vom analiza și concluziile experților FMI, dar ne vom referi în special și la recomandările pe care le-a făcut misiunea de evaluare. Așadar, doamnelor, domnilor, vă aștept în mai puțin de 10 minute în fața micilor ecrane. Vasile, mulțumesc! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. La ora 20 urmează știrile de la București. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai frumoasă și o primăvară plină de viață. La revedere!